dimineața. Eu v-am spus, adică noi v-am spus la început de emisiune că duminica avem Duminica Mare, o sărbătoare de suflet pentru toți creștinii, dar totodată să știți că această zi mai poartă și alte semnificații. Spre exemplu, duminică noi marcăm Ziua Lucrătorului Medical. Iar în această dimineață alături de noi ar fi domnul Ion Zgârcu, președintele Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova, care la fel sunt sărbătoriți. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Și avem aici mai multe produse pentru că avem și un subiect, sperăm noi să fie util pentru cei de acasă, deoarece despre sortarea medicamentelor, cutiuțelor, a tot felul de recipiente se vorbește mai puțin, mai mult în ultima vreme, dar mai puțin cumva, adică per general, și noi suntem tare și tare curioși cum le sortăm și unde pleacă toate aceste recipiente minunate atunci când se golesc. În lege scris foarte bine ce se întâmplă cu medicamentele expirate a persoanelor juridice, da, la depozite farmaceutice sau farmacii, dar puțin... din păcate nu avem reglementări legale ce ține de produsele medicamentoase, farmaceutice, expirate la populație, la cetățeni. Știu că unele farmacii la un moment dat mai aveau tot felul de campanii în care ziceau dacă aveți recipiente golite sau dacă aveți nu știu ce acolo altceva, adică era iarăși în funcție de ce vreau să promoveze, da, sau să susțină. Una din rețelele farmaceutice cu acoperirea națională are așa un proiect de colectare a medicamentelor și a ambalajelor folosite, dar nu este obligatoriu și nu este reglementat de stat. Uh-huh. Deci ei o fac în mod voluntar. Dar sunt, mă rog, astea, te-ai gândit că e o cutiuță care nu ar putea să ne producă foarte mult rău. Dar când e vorba de un termometru stricat, deja atunci lucrurile se complică. Nu doar. Ne fac și astea rău. Deci ca să nu atât de rău ca mercurul. Așa. Da. Mercurul ne face rău mai repede și mai letal. Așa e. Haideți să o luăm pe rând. Medicamentele. De ce sunt periculoase medicamentele? Pentru că, până la urmă, sunt substanțe chimice. Așa e. Nu au un efect dacă noi le aruncăm în mediu, în conjurător. În coșul de gunoi, care tot până la urmă ajunge în mediu, da, înconjurător. Efectul va veni peste ani. Apele generațiile, subterane, exact, și tot așa. Adevărat. Generațiile noastre, generațiile următoare vor... copiii noștri vor avea de suferit. Mercurul este un metal aparent inofensiv, dar ce este cel mai periculos la mercur este că temperatura lui de topire este o temperatură destul de joasă, deci la temperatura camerei el se evaporă și anume sunt periculoși acești vapori de mercur care ajung în plămâni, pentru că ei de acolo nu mai ies niciodată. Da. Și unde apelăm ca să ducem termometrul ăsta? Din păcate, eu nu cunosc nicio farmacie care să colecteze termometre cu mercur, dar din ce spun colegii noștri de la ANSP și ce cunosc eu, în primul rând trebuie să fim precauți cu termometrele, după care dacă s-a spart totuși un termometru, să în primul rând să aerisim încăperea, să ne protejăm. Mâna nu e cel mai periculos. Ce dacă cel mai punem mâna, da, vaporii sunt ăștia, nu trebuie să-i încalăm. Ținem ceva la nas. Ținem ceva la nas, deschidem toate ferestrele și încercăm să colectăm mercurul căzut pe podea, pe covor, într-un borcan cu apă, căruia îi punem un capac la sfârșit. Dar mercurul putem să-l strângem cu o seringă, de exemplu. Nu putem să-l strângem de jos. Da, dar el se face ca niște biluțe pe podea. Îl punem într-un pahar cu apă și încercăm să telefonăm cea mai apropiată filială a Agenției Naționale de Sănătate. Dar e mița o realitate? Că ziceau că termometrele cu mercur sunt cele mai clare și cele mai adevărat? Sau pentru că, de ce mare, foarte multă lume în care are termometre cu mercur din cauza asta, nu cumpăr celelalte termometre, că ăsta e cel mai clar, adică... Asta poate fi o scuză ca vulpea care nu ajunge la struguri și spune că sunt... Că e cel mai periculos în comparație cu celelalte. Vulpea nu ajunge la struguri și spune că sunt acri. Așa. Termometrul cu mercur cred că e cel mai ieftin termometru. Mm-hmm. Cele electronice sunt mai scumpe, respectiv lumea tinde să-și economisească banii. Am priceput. Dar, de fapt, toate termometrele, dacă au un certificat metrologic și au toate verificările, arată temperatura și sunt folosite corect, și asta este un alt aspect foarte important, sunt folosite corect, atunci temperatura o arată
în mod corect. Am înțeles. Despre pastile și siropuri, avem mai multe și în această dimineață. Cum le depozităm în cazul în care expiră, ce facem cu ele? Dacă aruncăm ce a rămas acolo și expirat nu știu unde? Sau cum se întâmplă în cazul lor? La moment am spus că nu avem un cadru legal, nu știm ce să facem. Doar să cea mai sigură și eficientă metodă este să căutăm aceste farmacii care colectează. Din câte cunosc, nimicirea în aceste farmacii nu are loc în Republica Moldova. Aha, sunt scoase în afară. Sunt scoase în afară pentru că în Republica Moldova medicamentele se nimicesc la Agenția Medicamentului și dispozitivelor medicale. Și e o metodă mai arhaică de nimicire, cu îngropat în var, cu beton și așa mai departe. E bine, din câte cunosc, a apărut pe piață o companie care are licență de nimicire a medicamentelor. E compania care a contractat această rețea și ei le nimicesc, dar nu în Moldova. Am priceput. Despre siropuri, odată deschis un sirop, ținem cont de ce scrie pe etichetă sau totuși e acolo o perioadă care încă putem să-l folosim? Sunt astea, mai ales de bebeluși. După deschidere, 6 luni. Ce facem în cazul în care nu ne uităm foarte atent și citim 6 luni și îl folosim? Teoretic nu va fi nimic strașnic, pentru așa? Că... N-are poate eficiența aia care trebuie să aibă. Da, exact. Nu știu cum să mă exprim corect, ca să fiu cât mai înțeles. Dacă a expirat termenul, nu înseamnă că gata, el s-a stricat sau nu mai ajută. Am înțeles. Oricum există o scădere a efectului. Dar nu ne face rău în sensul să avem, nu știu, Doamne ferește, ceva efecte secundare sau să... Eu vreau să vă spun și altceva, că un sirop, de exemplu, sau un medicament care trebuie ținut la frigider și chiar dacă are termen de valabilitate 3 ani de zile așa? Și el nu e ținut la frigider, termenul lui expiră mult mai repede. Deci, foarte mult contează condițiile de păstrare. De asta, de multe ori, noi luăm medicamente care nu le ținem în condiții corespunzătoare, până la 25 de grade. Și le ținem în mașină, de exemplu. Și citim unde totul sunt 50. Pe etichetă sau citim atunci când prospectul îl scoatem din cutie, da? Acolo scrie totul foarte clar. Ținem cont de asta, în primul rând. Bineînțeles, neapărat, înainte de a folosi orice medicament, indiferent că este el la recomandarea medicului sau la recomandarea farmacistului sau de sine stătător cumpărat, neapărat trebuie să citim prospectul. Iată, asta văd că scrie chiar aici, la pastile. Că mulți nu înțeleg unde scrie la pastilele astea care se vând la bucată. Scrie aici. Și scrie aici, știu că e bătut, așa e, numai că nu în cazul ăsta, aici e așa scrie. Da, neapărat termenul de valabilitate trebuie să fie pe toate ambalajele a medicamentelor și pe ambalajul primar, care e blisterul în cazul nostru, și pe același termen și aceeași serie pe cutia de carton. Ambalajul secundar. Ok, eu am înțeles. Multe de discutat la acest subiect și, într-adevăr, îmi pare foarte rău că încă nu avem un cadru legal care ar reglementa niște chestii foarte importante, pentru că, cum spuneați, uneori ne ajung problemele peste ani și faptul că aruncăm acolo unde... La gunoi. Sfatul meu pentru toată lumea este, în primul rând, să nu se ajungă la aceste medicamente expirate acasă la dumneavoastră. Trăim într-o ieră în care farmacie este la orice colț de stradă și atunci chiar nu văd necesitatea să țineți acasă o mini-farmacie, pentru că indiferent de ora din zi sau din noapte, când aveți nevoie de un produs, cu siguranță găsiți o farmacie plus la că avem 10 minute de mers. Și atunci e și periculos, că sunt unele sigur care nu pot da, să le... Mai știu oameni care păstrează medicamentele în sertarul de jos, în bucătărie. Și asta undeva. E o problemă mare. O problemă așa foarte e. mare, pentru că des se întâmplă ca copiii să se joace cu ce mai găsesc prin sertare. Am avut tot felul de cazuri, într-adevăr. Eu vă mulțumesc din suflet că ați venit în această dimineață.